Începem, pentru că domnul subinspector nu poate sta foarte mult, dacă, Doamne ferește, sunt evenimente în oraș și înțeleg că trebuie să fugiți. Așa că vreau să începem acest experiment și am spus că mă voi supune eu acestui test pentru că sunt cumva, nu știu, emblematic pentru ce vorbeam noi în seriile trecute. Sunt un pacient care, din cauza unor afecțiuni generate de acest... Sunt un pacient nevinovat. Din cauza afecțiunilor generate de acest program extrem, practic de 13 ani nu reușesc să dorm decât de la 5 dimineața, am dezvoltat o mulțime de afecțiuni, printre care o hipertensiune destul de urâtă, cu pusee mari, care au ajuns până pe la vreo 23,17, adică... pragul ușii Sfântul Petru, ca să zic așa, și cu o cefalee tensională. Și din acest motiv iau numai puțin de 7 sau 8 medicamente zilnic. Dar ne-ai grijă poate... ce declari și ceea ce spui despre bolile tale, că ordinul ăla al Ministrului Sănătății face referire nu numai la anumite substanțe, ci și la anumite afecțiuni. Și anumite așa afecțiuni. Că dacă așa ai permis dar și dacă boli mă care sunt trecute dacă, acolo, dacă mă lasă să fac această emisiune pe șoțea, sunt foarte liniștit. Dar am ales să vă și spun medicamentele, pentru că, de fapt, demersul, sperăm noi, unul reușit, este să demonstrăm că nu... orice om care suferă de afecțiuni normale, până la urmă, stresul, oboseala și toate acestea sunt bolile secolului și care se tratează pentru așa ceva, nu devine automat dușmanul poliției rutiere. Zic bine, nu? Corect. Până la urmă, ofițerii de poliție încearcă să-i depisteze chiar pe cei care fac abuzuri de medicamente, acest abuz de medicamente fiind noul drog la modă, sau, pentru că aparatul relevă și acest lucru, consumul de droguri clasice. Iarbă, cocaină, nu? Heroină, metamfetamine, etc. Deci iau pe lângă un 0,25 de Xanax prescris pe rețetă, cum știți. Mai iau pentru tensiune Prestarium. Le-am notat că nu le știu până afară, mă duc la farmacie. Că... Asta e pentru prestații. Deci Prestarium, Tertensiv, Betaloc, Zoc, Tenaxum, Aspenter și pentru alergie permanentă un Simforal. Deci sunt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 medicamente. Și o să vă rog să dăm drumul la... ce trebuie să fac? Imediat. Bineînțeles, dacă mă mai ia și vreo durere de cap, mai bag și un antinevralgic și un celebru Nurofen. Dar eu spun despre aceste 7 medicamente, că aceste 7 medicamente pe care le iau, eu le iau, mai puțin Xanaxul, care este pe o perioadă scurtă de timp, sunt tratamente permanente, e un tratament permanent pe viață, cu dizolvare cu efect retard, mă rog, dizolvare prelungită la 24 de ore. Deci, practic, eu în fiecare moment am aceste substanțe în corp. Și de cât aparatul? De multe. Eu mă trag de aici, dar da. Nu știu la câtă distanță. Aparatul practic nu scoate în evidență, sau așa ar trebui să nu scoate în evidență decât abuzul de medicamente. Sau, bineînțeles, dacă ai o afecțiune incompatibilă cu condusul, normal că atunci, așa cum vorbeam și săptămâna trecută, medicul anunță poliția rutieră și aceasta îți suspendă permisul. Procedura, o să vă rog să-mi explicați dumneavoastră. Aici... Deci, drept, n-am văzut niciodată aparatul ăsta. Deci aici avem unitatea centrală al aparatului Drug Test, da? Însoțit de o imprimantă, da, care se conectează prin infraroșu la acest aparat. Da. Iar pentru efectuarea testului avem nevoie de un kit, da, pentru testare. Desigilăm kit-ul. Avem două componente. Partea de prelevare a salivei, da, prin acest burețel de culoare albă și un căpăcel de culoare albastră. Deci este mult mai complex reactivul. Reactivul pentru efectuarea testului. Mult mai complex textul decât un alcool test simplu în care supli și în câteva secunde vezi rezultatul. Da, bineînțeles. Un test durează aproximativ 8 minute de la introducerea cartușului în aparat, da, iar la finalul acestuia primim rezultatul și îl printăm prin ajutorul imprimantei. Exact așa s-a întâmplat în noaptea cu pricina, dacă e să ne referim la Margherita, nu? Acest tip de aparat era acest tip de test. Da. Nu sunt mai multe. Nu. Okay. Nu. Poliția română are în dotare 8 aparate, toate sunt identice. Am înțeles. 8 minute e totuși cam mult, nu? Sunt altele mai performante, adică în negativ. Toate au același timp. Am înțeles. Pentru cele 8 substanțe.
Am înțeles. Deci pot fi analizate 8 substanțe. 8 substanțe pe 8 care noi le-am citit. Adică după ce bagă la gură, nu o să mai pot să mai, nu o să mai pot să mai vorbesc. Nu știu dacă le mai am. Amfetamine, deci benzodiazepine, THC, metamfetamină, opiacee, metadonă și ketamină. Ultima ketamină, da. Da. Într-adevăr, așa este. Astea sunt. Pentru deci trebuie să-l bag unde? Efectuarea testului. Așa. De obicei, acest burețel se pune sub limbă, deoarece acolo se strânge cea mai multă cantitate de salivă. Am înțeles. Bun, dumneavoastră trebuie să-l țineți sub limbă, da, până partea inferioară a acestui burețel, această biluță, se va albăstri. Eu nu o să văd. Ori albastru, ori albăstru. Îl controlăm periodic. Okay. Da. Baftă! Știu că la alcool test sunt oameni, de exemplu, care încearcă să sufle și nu pot să prefacă suflă. La asta nu prea e cum să... Și la alcool test, până nu se aprinde becul verde... Într-adevăr, așa este. N-ai nicio șansă. Păi știu, dar ați văzut șoferi care ei cică suflă, dar... Când nu erați voi născuți, nu era acest etilotest, știi, care e electronic, da, nu știu ce. Era vestita fiolă, care avea o bășică, așa... Știi că se spunea că se înverzește fiola, nu? Când consuma alcool, era chiar o fiolă, așa, da, cu niște, nu știu ce avea înăuntru acolo. Și suflai în fiolă? Suflai în fiolă. Până când se umfla bășica aia, balonul ăla. Aia, da? Serios? Și da, balonul ăla căpăta o anumită culoare și în funcție de culoarea verde respectivă, erau verdele, verde, era un indiciu că persoana supusă testului respectiv consumase alcool. Dar nu se știa cât la... Nu. Dar și ziua de astăzi, doar îți spunea că da sau nu. Poate să vă confirme. Ambele teste, că discutăm despre depistarea de substanțe psihoactive sau că încercăm să depistăm cantitatea de alcool în aer respirat, din punct de vedere penal, au caracterul de mijloc de probă orientativ. Da? Corect, există un ordin al Ministerului Sănătății, altul decât cel care v-am vorbit în cursul săptămânilor trecute, care îi obligă pe lucrătorii de poliție rutieră că atunci când constată fie cantitate de alcool în aer expirat, fie substanță psihoactivă cu aparatul astăzi prezentat, lucrătorii poliției rutiere au obligativitatea de a încunoștința persoana testată că este obligată să fie condusă pentru recoltarea de probe biologice, mostrele biologice alea în sânge, pentru că aia este valabilă și acolo ala este indiciul vis-a-vis de săvârșirea sau nu a unei infracțiuni. Domnul ofițer vă poate confirma realitatea spuselor mele. Acum, din punct de vedere al evoluției legislative, îmi pare rău să spun, legislația de dinainte, și mă refer aici la Ordonanța de Urgență 195, codul rutier, prevedea, din punctul meu de vedere, era chiar mai european decât codul penal actual modificat începând cu 1 februarie 2014, când infracțiunile rutiere au fost preluate în codul penal. Ce se întâmpla? În ordonanța de urgență erau infracțiune la legea specială, dacă nu mă înșel, articolul 87, puteți, da, să mă contrazice sau nu, unde elementul material al infracțiunii era alternativa, adică acolo constituia infracțiune și dacă refuzai să sufli în etilotest sau în aparatul Drager. Pe când astăzi, da, constituie infracțiune numai refuzul de prelevare de mostre biologice. Da? Da. Iar că legitorul de dinainte a reușit să acopere o plajă mai mare. Astăzi, din păcate, asta este evoluția legislativă și noi, avocații și lucrătorii poliției rutiere, trebuie să ne supunem dispozițiilor legale actuale. Da, trebuie să mai ținem puțin. Bea niște ceai, dacă, ca să mai faci salivă. Dar înainte de ăsta ce era? Nimic. Înainte de asta, cum depistai? Înainte era brigada antidrog, care avea pionul otrăvit, mai trăgeau cu... Nu era nimic. Numai după comportament, după starea psihofizică a conducătorului. Ce, dacă îl vedeai că prinde muște în timp ce îi cer permisul, duceai la IML, dar altfel... Da, atunci nu era cu zâmbitul la bec, atunci trăgea linia și te punea să vezi așa, cum mergi. Și dacă aveai mersul legănatul ca fetele de la Căpâlna, era un indiciu. Da, nu era nimic. Bine, ce-i drept, eu cred că pe vremuri nu erau atât de multe substanțe de consumat, era mai greu să le procuri, presupun, adică era un pic mai... Nu, știi ce se întâmplă? Era... Era o politică de partid, să nu se știe. Era, nu, de, niște... Nu, dar chiar și după Ceaușescu, adică nu erau atât. De la vremea aia, au spus, domnule, nu, România nu o să fie o țară consumatoare de droguri, o să fie o țară de tranzit, adică erau droguri pe aici, da, nu se vedea un com. Dar deștepția aia de acum... Haideți să arătăm și că s-a albăstrit. După cum vedeți, s-a albăstrit. Deci trebuie...
aici, capătul acesta. Exact. Partea inferioară a buretei. Am întrebat că pare așa ca și cum de 2 ani, 3 ani în România sunt droguri. Adică... Acum vom introduce cartușul în aparat. Da. Introducem și reactivul. Îl putem întoarce? Ca să, sau mai aveți nevoie de lucrat la el? Nu-i ca să-i fie lui Sandu mai ușor de citit pe display. Și din acest moment durează 8 minute? Da. În 9 minute văd dacă predau carnetul sau nu. Haideți să ne întoarcem la, la cazul despre care, de unde am și început și iată, am ajuns să facem teste în direct. Sper să fie un demers care să îi liniștească pe cei care chiar sunt oameni normal la cap pe șosele. Dar e foarte important că tu care, pastile, din cauza un exact, asta am spus, pastile, da? Asta am și spus. De obicei la televizor nu-i bine să spui pastile. Nu-i bine să folosești, dar am dat exemplu personal pentru că, o să mă dau așa să nu mă obtureze Sandu, pentru că pot fi oameni care au afecțiuni, eu nu consider că am afecțiuni foarte grave și, bine, dincolo de data de hipertensiunea care dă puse poate extrem de violente, nu este o altfel de afecțiune psihică sau mai știu eu ce, dar mai sunt oameni care... iau genul acesta de pastile și care, după ce ne-au auzit săptămâni întregi și au pus problema, veneau mesaje la noi, domnule, dar și pe noi dacă ne oprește poliția, o să ne ia carnetul? Eu zic că cei care iau... Pentru că nu ți-a după testul ăsta carnetul. După testul, testul ăsta, dacă iese pozitiv... Dați-mi voi să vă contrazic. Este un indiciu cu privire la săvârșirea cel puțin a unei contravenții care are... Ia, am vorbit cu domnul... Exact. Domnul suspendarea dreptului de a conduce până la... Până paradoxul este că... Vă dau un exemplu. În cazul Margăi, da? Să spunem că în cazul Fericit al Margăi, dacă se va dovedi la final că nu a consumat niciun fel de substanță psihoactivă, da? Există posibilitatea, dacă a săvârșit o altă contravenție la regimul rutier, da? Să-i se, se reține pe... Nu, dar oricum, dacă... Acum, noi ne dăm cu părerea și avem specialistul aici. Dacă drug testul iese pozitiv la o substanță, până demonstrezi tu că ești, ai afecțiune și iei medicament care conține nu te droghezi, ți se suspendă carnetul, nu? Da, într-adevăr. Na. Pentru cercetări. Deci îți ia carnetul fără până... Fără conducere, că sunt și fără drept de conducere și dacă stai... Dacă stai după INML 4 luni, bă, ți-a distrus o vacanță. Și știți care este paradoxul? Că dacă după finalizarea cercetării penale, se finalizează dosarul ăla cu soluție de clasare. Dacă ai contravenție, termenul de sancțiune contravențională pleacă sau începe să curgă de la data la care s-a dat soluția de clasare. Vă poate confirma? Da, mă rog. Important este că noi ce vrem să demonstrăm? Că oameni care iau tratamente în mod normal și nu fac exces de medicamente sub formă de drog, teoretic ar trebui să stea liniștiți pentru că nu li se va întâmpla nimic, nu vor ieși pozitiv pe acest aparat. Acum depinde de cantitate. Însă, în aceste 8 minute până procesează el probele mele, spuneți-ne noutățile despre Teo, că înțeleg că aveți noutăți despre felul în care a decurs acea seară ghinionistă pentru Da, Marga. Sunt câteva aspecte. Eu tot încerc să-l lămuresc pe Teo, să-și apere singur imaginea, pentru că i-am spus, mă, în moment ce tu apari și spui punctul de vedere, lumea te va percepe altfel. Dar dați-mi voie să încep puțin într-o altă notă, pentru că ultima dată când am fost într-o emisiune, colegul meu de platon, domnul profesor Bălan, m-a ținut într-o ședință de partid și dați-mi voie să-l țin și eu câteva minute într-o ședință de UTC. Așa. A spus în felul următor, că domnul profesor, că are soluția penală a lui Teo, din care rezultă foarte clar că Teo a suferit o condamnare pentru, spunea domnul profesor, consum de cocaină. Da, nu era. Greșise drogul. Era iarbă, nu era cocaină. Era hașiș. Da. Era drog. Hașiș. Acum eu nu știu dacă este. Mă iertați că m-am confundat. Am înțeles. Puteți să dați masca jos. În momentul, a doua greșeală a spus că de vreo 3 ani de zile Teo nu fusese pe la facultate. Uitați ultimul ordin. Stați un pic, domnul avocat. Domn profesor. Dacă îmi permiteți. Vă rog, în ședința de partid sau de UTC? Subiectul, din punct de vedere jurnalistic, era că a fost condamnat pentru deținerea unor substanțe interzise. Că îi zice cocaină, că am greșit eu și era... Da, până la urmă substanța tot interzisă era. Adică mie, să vă spun eu... Ok, sunt droguri recreaționale și droguri de mare risc. Nu. Poate că și pedeapsa e diferită. Droguri de risc, droguri de mare risc. Și recreaționale, Și substanțe...
psihoactive altele decât... Deci îmi cer eu scuze, era hașiș. Da, a fost condamnat, vă întreb eu. Nu, Teo chiar merită. Da, eu n-am spus niciodată. Asta e subiectul. Ok, haideți că nici n-avem foarte mult timp. Am trecut despre asta. A greșit substanța și acel lucru. Al doilea lucru a spus așa, domn profesor. N-am mai trecut pe la facultate de 3 ani de zile. Uitați chitanța din 2019 că Teo a fost la facultate, da? Pe chitanța e, că și-o fi plătit-o. Chitanța de... Dar vreau să... Păi, aduceți-ne o foaie de încheiere a... O foaie cu prezența avocat. Și tabelul nominal din lăsați anul respectiv. Cu examenele de final. O foaie matriculă. Exact, o foaie matriculă cu examene de final. Am apelat? Ceva examene. Am apelat? Da, o am, să știți că o am. Sunt ceva rezultate? Și al treilea aspect. La prima sursele de venit. Ia stați așa că... Pentru 7 substanțe. Cum? Cele 7 substanțe analizate. Cocaină, opium... benzodiazepină, amfetamină, metamfetamină, metadonă și ketamină, toate sunt negative. Deci sunt negative și mai avem THC-5-ul, cannabis. Cannabis. Aha. Acolo să mai gândește. Este foarte important că substanțele care ar fi putut rezulta pozitive din consumul de medicamente au ieșit negative. Da, corect. Deci este clar. Acum nu cred că mă bănuiți că am... Da, așteptăm până se procesează și pentru cannabis. Practic, din fericire, putem da un exemplu extrem de bun pentru cei care circulă pe șosele, în intenția că poliția rutieră nu-i vânează, ci doar pe cei care cu adevărat se droghează. Adică aparatul nu e făcut să te vâneze dacă ei... Eu iau 7 pastile, așa cum v-am spus. Asta nu înseamnă că nu pot să conduc mașina, că nu sunt în deplinătatea facultăților mentale sau mai știu eu ce. Este clar că aparatul scoate în evidență doar abuzuri. Sau poate substanțe mult mai puternice pentru afecțiuni mult mai puternice, care automat duc la suspendarea măcar temporară a permisului. Așa că, dacă la Marga a ieșit ceva pozitiv și înțeleg că au ieșit la aparat opiace din ce știu, dumneavoastră n-aveți cunoștințe despre dosar. Mă rog, din informațiile noastre așa erau, că a ieșit la opiace, alea nu prea sunt în medicamente. Da, vom vedea, acum să nu ne mai antepronunțăm. Ne spune dumneavoastră când iese și ăla. Chiar aș vrea să-i fac o poză, că e prima oară când pe șosele nu m-am întâlnit cu echipaje de acest gen. Revenind la Teo. În seara aceea, haideți să comprimăm... Revenind la Teo... Eu l-am întrebat, spune-mi și mie care este istoria voastră. Și mi-a spus așa, eu pe Marga am cunoscut-o cu o săptămână în urmă de producerea acelui eveniment rutier, la studioul de înregistrare al unui prieten comun, este și cunoscut, este vorba despre băiatul lui Dan Bidman. Acolo s-au cunoscut. I-am spus, bun, ai cunoscut-o, au făcut cunoștință, Marga, am înțeles că venise de foarte puțin timp din Statele Unite, nici măcar nu știa că este fata familiei Clejean, nu știa că se ocupă cu genul de muzică pe care îl practică familia Clejeanilor. Cunoașteți tipul de muzică pe care, în care Teo este implicat, da? Și de acolo a fost momentul în care a aflat de intenția Margăi de a deschide acel magazin de produse vestimentare. La rândul ei, Marga a aflat de interesul lui Teo și de faptul că este student la Art Design, da? Împreună au decis să încerce o colaborare, lucru confirmat de toată lumea, inclusiv de părinții Margăi. Este foarte important de știut faptul că în toată această perioadă, cât cei doi s-au cunoscut, Teo a venit de vreo 2 sau 3 ori la Ploiești. Asta vă spun în ideea în care... Teo a venit la Ploiești? Da, Teo a venit la Ploiești. Teo a venit la Ploiești. Stă la Ploiești. Nu, vreau să spun că în perioada aia nu a stat toate cele 7... În acea săptămână nu a stat toate zile în București. Deci copiii ăștia au fost și separați o anumită perioadă. Am înțeles. Da, câteva zile. Revenind la ziua de vineri de dinaintea producerii accidentului, știu că au lucrat toată ziua. Da? Au încercat să facă foarte multe logo-uri pentru creația vestimentară a Margăi. S-au cufundat foarte mult în această activitate, efectiv toată ziua de vineri, toată noaptea de vineri spre sâmbătă. Undeva în săptămâna respectivă, cred că joi, da? Uite că am prins în direct, s-a finalizat, mă scuzați un pic. Stați că dacă tot am ocazia asta, îmi imortalizez și eu. Rezultatul deci sunt, s-au văzut? S-au văzut la televizor? S-au văzut. Stai așa, să-mi fac și eu o poză cu el. Da. Am un regie, zic că felicitări. Mă credeați drogat, ha? Da.
Adevărul e că la ce am făcut noi până emisiunea asta. Da,